Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Știți că odată cu căderea în păcat a lui Adam și a Evei, problema păcatului a devenit generală și asta era problema cea mare a umanității. Și Scriptura spune, toți au păcătuit. Salvarea noastră trebuia să rezolve acest capitol. Și mulțumim Tatălui Ceresc, planului Său etern și Domnului Iisus care a venit să rezolve problema păcatului. Doamne, fii binecuvântat! Dar haideți să ne gândim, mai există păcat în viața noastră? Păcatele pot fi clasificate după diferite criterii. De exemplu, după natura păcatului, să afecteze partea spirituală, sau să afecteze partea fizică, trupească. După natura relațiilor afectate, păcate în raport cu Dumnezeu, păcate în raport cu oamenii, și sunt și alte criterii de clasificare a păcatelor. Vreau să ne gândim la două criterii de clasificare, între multe altele. Păcate în funcție de timpul istoric în care au fost mai preponderente și păcate în funcție de spațiu, de zona geografică unde se manifestă. De exemplu, știți, când citiți Biblia, în general ne se vorbește în Vechiul Testament despre idolatrie. Oamenii se închinau pietrei și lemnului, acum cel puțin în zona noastră, și dacă există vreo statuie, vreo sculptură oarecare, ați văzut aici prin oraș oameni care să se închine la o piatră, la diferite forme, cum erau în antichitate? Nu. Au apărut, în schimb, icoanele și oamenii se închină la acestea. În schimb, acum sunt altfel de păcate. Acum avem de-a face cu păcatele tehnologiei vremii noastre, care n-au fost în antichitate pentru că doar nu existau atunci ecrane. Dacă este vorba să vorbim de păcate referitor la zona geografică unde se manifestă, să vă citesc din Biblie, spunea Iosua, cartea sa, capitolul 24, cu ocazia ultimei adunări a unor sfaturi date poporului care a moștenit țara, versetul 14, acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie, depărtați Dumnezeii care le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt, pentru că anumiți zei erau în zona Mesopotamiei, zona de origine a evreilor, alte zeități erau în Egipt. Zeitățile cananite și religia cananită era mult mai imorală decât cea a egiptenilor. Versetul următor, și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, să aveți variante. Să alegeți Dumnezeii dintr-o zonă sau din altă. Dar s-a întâmplat chiar în cazul teritoriului și a poporului evreu, vă citesc din Cartea Judecători, capitolul 18, nu existau aceleași păcate în toate zonele țării. 18 cu versetul 30. Au înălțat pentru ei, vorba de seminția lui Dan, chipul cioplit și Ionatan, fiul lui Gershon, fiul lui Moise, el și fiii lui au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării, sute de ani. Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care îl făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo. Doar evreii din zona aceea se închinau acelui chip. Sunt și alte exemple în Scriptură, amintiți-vă de deportările asiriene. Oamenii de unde veneau, veneau cu idolul lor. Alții aveau un altul și când au venit în zona Samariei, s-a pus problema că nu știu să slujească Dumnezeului țării, dar ei tot și-au practicat vechea lor religie. Dar să devenim mai actuali, de exemplu, chiar în cadrul unor comunități de credincioși din țara noastră. Cunoaștem zone în țară unde la nuntă sunt nănași, alte zone din țară
să pună nănaș la nuntă, iar pune urgent la disciplină. Pe când dincolo îi pune la loc de cinste încă în invitație. Într-o anumită zonă a țării, să zic, se bea must, în altă zonă nu se bea. Cum spunea un băiat dintr-una din familiile din adunarea noastră, când s-a dus în altă parte, la niște rudenii, și acolo televizor, filme, când se întoarce acasă, zice, acolo televizor nu-i păcat. Adică sunt păcate identificate într-o zonă și condamnate și păcate care în zona aceea nu sunt considerate păcate. Îndrăznesc să spun chiar că demonii sunt și localizați într-o zonă. De exemplu, au fost zone cunoscute în Grecia foarte imorale. Cum aminteam deja de diferența dintre egipteni și cananiți, nu erau toți la fel de imorale. Alții aveau alte păcate specifice lor. Și nu insist asupra acestor aspecte, cred că vă este simplu și pe înțeles ce am spus până aici. Deci păcatele în istorie s-au schimbat și au păcătuit oamenii acum 1000 de ani, nu neapărat mai păcătuiesc oamenii acum la fel. Sunt altfel de păcate specifice anului 2015. Nu aceleași păcate se comit în Europa cu păcate care se comit într-un trib din Africa. Sunt situații diferite. Sub acest aspect însă, vreau să observăm că sunt păcate interzise într-un anume moment istoric, într-o anumită zonă, și păcate cu liberă trecere, care nu sunt considerate păcate. De exemplu, dacă cineva ar fuma în biserica noastră, s-ar da alarma. Nu l-am mai lăsat să cânte la cor, l-am oprit de la cina Domnului. Dar cum spunea un frate, am pus oameni la disciplină sub diferite păcate, dar încă n-am pus vreunul la disciplină pentru lăcomie de avere. Asta e drept că e și ceva mai greu de identificat. Aș vrea să vă vorbesc în minutele următoare despre câteva păcate cu liberă trecere și să vedem dacă nu cumva o liberă trecere și la noi, neconsiderându-le păcate. Să începem cu ceva mai ușor și să-i abonăm și pe copii la lista noastră. Sporturile și jocurile. Nu-i vorba de joaca voastră de copii, asta să fiți sănătoși și vă jucați. Și Apostolul Pavel, deși în copilărie era mai avansat ca alții în cele religioase, s-a jucat și el. Și de-abia când a fost mare, a lepădat ceea ce era copilăresc. Dar e vorba de anumite jocuri, știți voi, de la colegii voștri de la școală. Murdare. Jocuri care, de exemplu, ar provoca un băiat să sărute o fată. Sau jocuri în care v-ați da anumite lovituri unul altul, unele chiar să rămâneți cu urmări. Sporturile, care sunt în general acceptate. Știți de când li s-a dat sporturilor liberă trecere? Cam de 100 de ani. În urmă cu 200 de ani să fi vorbit de sporturile care acum sunt acceptate chiar între credincioși, ai fi fost excomunicat. Dar între timp a obținut permis de liberă trecere. Acum nu chiar și boxul are liberă trecere, dar sunt destule sporturi care... Dar stați că totuși sunt câteva și din sporturile astea care sunt cu bătăi, dar nu din astea tip box, din alea mai asiatice. Am avut o discuție aici, pe la noi, pe acasă, pe la Betelul Domnului. Ba chiar am discutat cu cineva undeva în spațiul nostru românesc. Un păstor care are câteva centuri și care pe lângă studiul biblic antrenează băieții în arte marțiale. Păcate cu liberă trecere. Nu se pune problemă. Vrei să organizezi? Acces, nicio problemă. Altă categorie de păcate cu liberă trecere. Filmele. Când a apărut televiziunea în urmă cu câțiva zeci de ani,
existau filtre foarte severe la grila de programe. Și când au fost niște prorocii în zona Scandinaviei și s-a spus ce emisiuni vor urma să apară la televiziune, oamenilor nu le-a venit a crede. Oamenii în zona aceea erau mult mai morali. Dar cu vremea, și acum mai recent cu televiziuni creștine, cu filme creștine, filmele au primit permis de liberă trecere. Și circulă. Spunea odată un băiat pe care părinții nu-l lăsau să vizioneze ceva filme creștine, dar toți ceilalți le-au. Ei, nu neapărat toți. Voia să spună că totuși sunt mulți la care există liberă trecere. Copiii, nu o să vă punem să ridicați mâna dacă le-ați dat liberă trecere, dar în vremea noastră filmele cam umblă cu permis. Iată ce vă citesc din Efeseni, capitolul 5, și să ne gândim dacă ar fi drept să aibă permis de liberă trecere. Citesc de la versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Ce ziceți voi la filmele astea cu liberă trecere, dacă ar fi Domnul Iisus pe pământ? Știți că Domnul Iisus intra prin casă, stătea de vorbă cu oamenii, stătea la mese, și dintr-o dată se spune unul: Doamne Iisuse, am primit acum un CD-ul, am pe un stick un film nou, hai, noi uităm împreună, părtășim. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoarele întunericului, bancă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei înascuns. Da, da, rușinea s-a cam evaporat. Dar toate aceste lucruri sunt osândite de lumină, sunt date la iveală și vom vedea noi îndată când le vom da la iveală. Trec mai departe. Altă categorie de păcate cu liberă trecere. Tendințele nudiste în îmbrăcăminte. Pe an ce trece, trupul este tot mai dezvelit, în mod deosebit în zona feminină. Dar nu fac într-o tot o excepție și băieții, mai cu seamă vara sau în locuri unde și pe acolo s-a primit permis de liberă trecere. Vă mai reamintesc, v-am spus cu un timp în urmă, că fustele au urcat la genunchi numai după primul război mondial. Până la anul 1900 așa ceva nu a avut permis de liberă trecere nici în societate, de cum în cultură, în credință, în biserică. S-a schimbat cultura și a apărut o cultură nudistă. Și întâi a urcat mai sus, mai sus. Fetelor, la sfârșitul slujbei avem o surpriză pentru voi. Acolo mergi la ultima bancă, e numai pentru voi. Și o să primiți niște foi ca să vă cercetați și voi după părerea celor de afară, a unor femei, nu bărbați, să vedeți ce reprezintă o anumită lungime a fustei. M-am uitat peste cele imagini, a fost inițiativa unora dintr-un grup, înspre gleznă, unde ar fi normal să fie, scrie mamă. Ceva mai sus, unde poartă surorile care umbră îmbrăcate cuvincios, decență, cu rușine, astea toate de la genunchi în jos. Puțin peste genunchi, cum vă mai bate ispita pe voi, știți ce scrie? Flirt. Adică nu-i curvie, e numai o provocare, numai așa. Cu alte cuvinte, nu vreau să mă duc mai departe, dar cât să te ispitesc. Asta n-a fost dintotdeauna. Acum, în ultima vreme, are permis de liberă trecere. Iată ce vă citesc, 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 9. Pavel nu a dat liberă trecere la asta. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Întrebați și pe cei de afară, cultural vorbind, ce înseamnă cu rușine și sfială. Ceva ce nu dă voie să se vadă absolut nimic de la genunchi în sus. Undeva am îndrăznit și am spus, sper aici să nu fie valabil, să ne ajungem până acolo, că la unele fete sau chiar surori măritate,
dacă nu sunt atente cum stau și stau picior peste picior, se vede parte din trup ce ar trebui să se vadă numai în dormitor. Acolo este permis de liberă trecere. Dar, pentru că nudismul prinde proporții, sunt tabere, stranduri, liberă trecere. Acordă și Dumnezeu liberă trecere? Nu cred. Trec la altă categorie. Poate ceva ce îi prinde nu neapărat pe tineri, pe cei mai în vârstă. Medicina alternativă. Tot mai des suntem întrebați ce părere avem despre tratamente homeopatice, despre acupunctură, presupunctură, reflexologie în general. Ce spune Biblia despre asta? A avut asta trecere în poporul lui Dumnezeu? Deuteronom, capitolul 18, versetul 10. Spune Scriptura, citesc de la versetul acesta, între categoriile prezentate aici să nu fie la tine nimeni, adică să n-aibă permis de liberă trecere. Care, între altele, să aibă meșteșugul de vrăjitor, e ultima pe listă. Știți care e termenul în greacă pentru vrăjitorie? Farmacheia, de unde avem noi farmacie. Pentru că existau în vremea aceea un fel de medici generaliști, să-i numim, numiți alazon, care umblau prin localități și pretindeau că ei pot vindeca orice boală. Aceste tratamente vin să sugereze, și oamenii mai în vârstă au nevoie de vindecare, că dacă vei fi palpat, dacă vei fi înțepat în talp, în anumite părți sau urechii, asta îți aduce vindecare. Am aici la mine o cărțulie care este nu împotriva reflexologiei, este pentru reflexologie. Eu am citit în general materiale care condamnă așa ceva, dar acum vreau să vă citesc câteva rânduri dintr-o carte care este pentru așa ceva. Pentru că dumneavoastră vine și vi se spune că dacă ești masat, dacă ești înțepat în anumite părți ale tălpii și se prezintă fel și fel de desene, de scheme, într-o anumită parte a tălpii asta acționează favorabil asupra inimii, în altă parte, asupra plămânilor. Ascultați ce recunosc ei înșiși, care este tehnica lor de vindecare. Îndrăznim să propunem și subliniem aici ipoteza, adică asta este ideea de la care pleacă. Doală potrivit căreia întregul organism are legătură cu fiecare organ și organul la rândul lui se regăsește în orice punct al organismului. Dar problema, au zis cum sună mai departe. Iar organismul nostru are o relație strânsă între el și cosmos. Întorc câteva pagini și vă citesc. Pentru o bună reușită a tratamentului, nu este suficient să se facă masajul respectiv. Pentru că noi existăm ca entități conectate la marele univers. Energiile din noi vor lucra benefic și vor realiza ceea ce am gândit cu bucurie și optimism. Capacitățile autosugestiei sunt uriașe și inepuizabile. Totul pornește de la noi. Este absolut necesar să ne acordăm la energia cosmică. Adică, să spun cu alte cuvinte, că poate pare mai complicat cum scrie aici în carte. Organismul nostru este un cosmos în miniatură. Între noi și cosmos trebuie să fie niște unde și totul trebuie să corespundă unui desen. Și dacă în noi nu funcționează ceva bine, înseamnă că ne-am dereglat față de marele univers și în un anumite părți din organism, dacă se înțeapă acolo, se reface legătura și noi suntem în ton cu astrele. Pentru că medicina alternativă, reflexologia de care spuneam și care deja are cabinete și în jurul nostru, ceea ce n-a fost nici pe vremea comunistă în țara noastră, sunt păcate de ultimă oră cu liberă trecere, va spune că totul se rezumă la un masaj. Nu este adevărat. Ei recunosc în cărțile lor, de aceea am vrut să citez, că vindecarea constă în conectarea la astre. Asta este astrologie,
este vrăjitorie. Pentru că în fond tratamentul e apă de ploaie. Se sugerează că dacă iei un tratament homeopatic, prin forța diluției, asta îți aduce vindecare. Adică dacă iei o aspirină într-un pahar de apă, nu strece de cap. Dar dacă această aspirină o dizolvi într-o găleată de apă și iei tot numai un pahar, dar gândiți-vă cât a scăzut concentrația chimică, asta îți face bine. Că în timp ce s-a diluat apa aceea, noi ne-am conectat cu forțele din cosmos, cu ceva ce există în conștientul și subconștientul nostru și asta musai ne pune pe picioare. Asta în funcție de cât de mult reușim noi să medităm și să ne concentrăm. O soră din adunarea noastră, având probleme mai grave de sănătate, a contactat ceva medici de la București, dar înainte de a veni tratamentul a visat într-o noapte că i s-a spus în ghită câte un bob de tămâie să facă ceva de genul mătănilor, nu rețin cu exactitate. Ce vis este? Și dimineața când vorbește cu dumnealor medicina asta alternativă, îi spune fiecare dimineață trebuie să spui de atâtea ori un cuvânt și să înghiți un bob de tămâie, dar ce are tămâia cu asta? Totul este de la autosugestie, să te poți conecta cu undele din astre. Dragii mei, există putere în cosmos sau putere la Dumnezeu? Există putere în noi sau numai dacă Dumnezeu se îndură de noi? Așadar, să ne dea Domnul har să nu fim amăgiți. Amin? Și mă amintesc două categorii de păcate cu liberă trecere. Permisivitățile sexuale. Asta între tineri și chiar la nivel de familie. Vă spuneam când am studiat pentru tineri că permisivitatea din universitățile în Statele Unite a fost în anul 1900 de 3%. În anul 2010 de 90%. Când tinerii noștri aud de bătrâni care s-au sărutat cu sfială în săptămâna de după nuntă, ei le vine să râdă. Că doar ei și-au permis mult mai multe cu timp în urmă de a fi nuntă. Păcate care mai de mult nu s-au permis. Ce să mai vorbim de diferite practici păcătoase, nu insist. Astea aparțin vremii noastre, zonei noastre, în mod deosebit, vremii noastre și zonei noastre europene, americane, măcar că acum se cam globalizează fenomenul datorită internetului. Și un ultim păcat, zic eu, cu liberă trecere, nemulțumirea de condițiile materiale pe care le avem. Dacă vă mai trăiesc bunici, întrebați ce condiții au avut ei și întrebați dacă erau nemulțumiți. Mergeau pe jos o săptămână până la pădurea în care lucrau și reușeau cât să își cumpere câine pășin și buricile noastre mergeau la... Era un lac acolo mic. Și acolo băteau câine pași și reușeau să-și facă cioreci, cum spuneau bătrânii, și un laibăr în spate și mâncau ceea ce aveau și socoteau că sunt bucuroși. Acum gradul de nemulțumire, pentru că tehnologia se schimbă de la zi ce trece. Când au apărut primele telefoane, cine a avut telefonul, mă descurc, vorbesc de unde sunt. Acum nu-i bun telefonul care a fost la modă anul trecut, nu? Trebuie alt telefon. Și gradul ăsta de nemulțumire este mereu crescând. Și e posibil aceste păcate cu liberă trecere să fie mai multe. Acum, ce vreau să vă spun în final? Am auzit oameni care zic, dacă nu scrie în Biblie, înseamnă că nu-i păcat. Și oamenii au mers cu o prăznicie până acolo încât au zis, nu scrie în Biblie să nu fumezi. Și nu scrie. Dar știți că scrie în Biblie că Dumnezeu mai știa lucruri care urmau să facă oamenii, dar era prea de tot să le spună. Imaginați-vă că pleacă copiii la școală și le spui să fie atent să nu-i calci o mașină, să fie atent la prieteni, dar îi spune careva la copilului când merge la școală, vezi să nu-i dai în cap azi la profesor. Și prea de tot să-i spui asta, nu? Pentru că sunt lucruri care altădată nici nu se imagina că s-ar comite. Dar între timp, oamenii au fost obișnuiți cu ele și chiar au primit liberă trecere, spune Romanul cu 32, nu numai că le fac, găsesc de bun pe cei ce le fac. Vreau să vă dau numai două criterii în final, cum să descoperim dacă un lucru e păcat sau nu, dar nu în zona noastră, la Dumnezeu, în zona Lui. Nu că acum e păcat și altădată n-a fost păcat, sau acum nu-i mai păcat, numai altădată a fost păcat. Sau că dacă pe noi nu ne deranjează, nu-i păcat, pentru mine nu-i păcat. Dar nu eu notez în catalog ce-i păcat, ce nu-i păcat, ce-mi place, ce nu-mi place. Scrie Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer? Atenție!
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și dacă dăm libere treceri la un păcat, noi socotim că ăsta nu-i păcat. Dar dacă la Dumnezeu e păcat, se mânie. Împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, chiar Dumnezeu se indignează la orice păcat pe care îl consideră, da, care înnăduși adevărul în nelegiuirea lor. Și mai avem o surpriză, asta pentru toți cei ce vor, se găsesc astfel de fișe și la surori și la frați, o listă cu vreo 200 de păcate, fiecare cu versetul scris din Biblie. Luați-vă lista asta care vreți. Și uitați-vă, la asta nu cumva-ți vinovat, la asta nu-ți vinovat, și folosiți criteriile care vi le voi da acum. Povestea un frate că s-a dus cu niște tineri într-o tabără. Se jucau, se distrau, mai erau și păcate din astea cu liberă trecere. Și le spune, da, voi nu sunteți păcătoși? Ar fi o ocazie să vă mărturisiți. Da, ce păcate facem? Și le-a dat lista asta. S-a întrerupt partida de fotbal, nu s-au mai jucat fetele volei, s-au făcut două colți la mărturisire, că atâta slujitori erau. Cu lista în mână, bifau. Am fost zilele astea undeva, rud niște tineri să se mărturisească și nu mai văd că vine unul înapoi, mai vine unul, tu ai mai fost odată. Mă văd că se uită în palmă și de-a m-am amintit două. Și ce se vezi la urmă? Era deja 11 și ceva, vine un băiețel de 9 ani, eu am spus la tata să mă lase să mărturisesc și eu, dar că nu mă las că-s prea mic. Dar vreau să mă mărturisesc și eu. Hai, băiete, ca să dormi tu liniștit. Și când îmi spune, dacă aș fi știut dinainte, îl chemam înainte la alții. La 9 ani. Da? Două criterii de a ne cerceta dacă un lucru este sau nu păcat. Vă citesc 1 Ioan capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că diavolul așa culoare le dă încât să ni se pară că nu-s păcate. Atenție! Dacă iubește cineva lumea, deci dacă gustăm ceva din lume și îi dăm liberă trecere, dragostea Tatălui nu este în el. Întotdeauna să vă gândiți, dacă fac un lucru, îl fac din dragoste pentru Domnul? Din iubirea mea pentru Domnul? Chiar îl iubesc, chiar îl cinstesc cu asta? Spune Scriptura, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Dragii mei, cine poate să spună în fața unui film, mă, atât mi-e de drag Dumnezeu, încât din dragoste pentru El trebuie să văd filmul ăsta. Sau când se poartă într-un anume fel. Sau când este vorba de nemulțumire, numai câteva din păcatele care le-am amintit. Că, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, pentru zilele din urmă. Vă rog să observați că nu enumeră păcatele acelea din antichitate, cu crime și cu idolatrie. 2 Timotei 3, de la versetul 2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Omul când păcătuiește, se gândește la sine, iubitor de bani și deci nemulțumirea. Versetul 4. Iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Să ne cercetăm dacă îl iubim sau nu îl iubim pe Dumnezeu. Din dragoste pentru Domnul fac un lucru sau nu? Ascultați cuvintele Domnului Iisus, Evanghelia după Marcu, capitolul 12, că unii cred că dacă nu încalcă cele 10 porunci sunt în regulă. Auzi, nu trebuie 10, una. De asta să se împlinească. Marcu 12, de la versetul 30. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta. Și dacă nu-L iubești cu toată inima ta, păcătuiești? Da. Dar care poate să spună, din dragoste pentru Domnul Iisus, mi-am făcut un cont pe Facebook asta, din dragoste pentru Domnul, spre slava Lui. Poți să spui asta? Nu se poate. Să-L iubești cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, iată porunca din tâi. Doamne, ajută-ne să o împlinim. Și sunt multe versete în Biblie care ne îndeamnă tot ce facem să facem din dragoste. Asta pentru Domnul, nu din dragostea sentimentelor noastre. Să facem în numele Domnului, gândindu-ne la Domnul, pentru că nu se poate să avem două iubiri, nu se poate să slujim la doi stăpâni. Ori, ori.
Să lase Domnul prin Duhul Sfânt în viețile noastre dragostea să cerească. Dragoste pentru cuvânt, asta da din dragoste pentru Domnul. Dragoste ca să faci tot ce îi place Domnul. Când iubești pe cineva, îi faci pe plac? Nu-l superi cu o vorbă. Când iubești pe Domnul, vei căuta ceea ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeu. Nu numai că se întristează când noi păcătuim, se mânie. Nu-i corect să punem problema, Doamne, dai liberă trecere la păcatul ăsta? Doamne, Tu iubești fapta asta? Doamne, Ție îți place așa? O fată stătea în fața oglinzii și într-o dată a simțit că nu se vede ea pe ea în oglindă, că o vede Domnul pe ea. Spune, Doamne Iisuse, îți place cum sunt îmbrăcat? Și parcă a venit așa o mâhnire peste ea, urgent s-a dus și s-a schimbat. Când vrei să te bucuri de o anumită plăcere lumească, ceea ce e considerat normal, ar mai fi o altă categorie de păcate liber acceptate, glume creștine, auzi. Fel și fel de bancuri. Așa, ca să râdă lumea. Să-L întrebăm pe Domnul Iisus, Doamne Iisuse, dacă aș spune eu poanta asta, spune drept, ai zâmbi? Dacă Domnul ar spune, mi-a plăcut de un frate care atunci când a citit cartea Între zâmbet și suspin, și l-a întrebat cineva la o conferință, ce zici frate de cartea asta? Sunt glume sfinte. Și a zis, fraților, când m-am uitat peste ea, mi-a luat-o zâmbetul și mi-a lăsat numai suspin. Așadar să ne cercetăm ce place Domnului și să-L iubim pe Domnul și să avem aceleași gusturi ca și El, amin? Și a doua metodă de cercetare, dacă un lucru este sau nu păcat, dacă să-i dăm sau nu liberă trecere, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 18. Testul smereniei. De la versetul 1, observați cum sunt oamenii. S-au dus la Domnul Iisus și l-au întrebat, care e mai mare în împărăția cerurilor? Și Domnul le spune, voi nu puneți bine problema. Voi trebuie să puneți problema cine intră acolo, cine să ajunge, nu, care e șeful acolo. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și a zis, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Nu ni se va da liberă trecere acolo. Dar ce trebuie să luăm noi de la un copilaș? Versetul următor, de aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș. Și vă rog să vă imaginați cum a luat Domnul un copilaș, un copilaș poți să-l pui, cum îl pui, așa stă. Un copilaș în stare să învețe totul, să se plece și să o ia totul de la început. Un copilaș nu știe să mănânce, nu știe să umble, nu știe să citească, nu știe nimic. Și trebuie să le ia totul de la zero. Numai că asta e cam greu de făcut pentru oamenii care nu sunt smeriți. Și în vremea din urmă oamenii vor fi trupași, lăudăroși, îngânfați și asta-i termină pe oameni. Am fost undeva într-o biserică și așa pe deasupra când am văzut eu cât de lumești și de mândri arată, am zis, cum a zis un frate care l-am dus până în vârful dealului, a zis, altă dată nu mai măsui aici, spun tot ce știu. Și eu am zis, nu știu dacă altă dată mai vin aici, predic, ce să vezi? La urmă, eu care mă gândeam că nici loc de cazare nu o să am la ei în seara aceea, vine un slujitor și spune, frate, noi vrem să ne pocăim. Da? Bun. Mă cheamă din nou, om mare în societate, la 50 de ani, televizor dat afară, verighete date jos, întreabă, da, și pomul de iarnă nu-i bun, nu-i bun, dau afară. De atunci, din vremea aia, nu neapărat de la predica mea, eu cercetat Domnul în vremea aceea, în fiecare dimineață se adună la ora 7. Acum nu de mult au fost frate Liviu Genuș și la alții, la ei și-au făcut stăruință. Și am zis, Dumnezeu, încă mai lucrează. Dar cum poate un astfel de om să se smerească? Să te întrebe ca un copil. Frate, asta e bun sau asta nu e bun? Eu vă întreb, în ultimele luni a schimbat ceva profund în viața dumneavoastră? Trebuie să fiți smerit ca să poți face asta. Spuneți-mi, vă rog, cum l-a catalogat Dumnezeu pe Ahab? Vă citesc din Cartea 1 Împărați, capitolul 21, când a făcut următorul lucru. Versetul 27. Și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup, a postit, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și sunt și alte exemple. Iosia
și-a rupt hainele. Ezra și-a rupt hainele. Cei din Nive și-au schimbat hainele. Știi când ar putea un bărbat sau o femeie să spună că e cu adevărat smerit și trebuia să termine cu păcatele, când e stare să umble și să-și modifice hainele? Dar dacă nici la haine nu umblăm să le schimbăm, voi spuneți mie că suntem smeriți. Dacă îi spune la o fată, poartă o fustă mai lungă. Da, da, se râd de mine. Dar ea încearcă o probă de smerenie, să vezi, te dă afară din clasă. Dar cum adică să... Și mă port eu, cum să renunț la hainele astea mele? Spunea o soră pe care am crezut-o credincioasă, eu nu pot numai haine de marcă. Altfel umbra îmbrăcat, nu cu influențe nudiste. Dar cum adică să-mi schimb eu haine? Ăștia când s-au smerit și le-au rupt. Se poate asta? Dacă ești smerit, se poate, dacă nu... Dai jos vestonul, dacă când ajungi la cămașă, zici, pentru nasturul ăsta nu renunți la ea. Asta e cadou. Că nu-i smerenie. Spun altceva. 2 Împărați, capitolul 33. A fost un împărat păcătos, nu așa. Nu a fost altul mai păcătos ca el, poate. Manase. Și din părinți pocăiți. Greu. Versul 12. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnul Dumnezeu lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. Și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat, s-a întors înapoi la Ierusalim și a început acum, a ieșit împăratul din palat și s-a dus până Ierusalim. Idolii ăștia jos cu ei. Asta schimbăm. Împărate, dar asta a fost fala ta, tu ai spus să le facem. În smerenie, oamenii sunt în stare de schimbări profunde. Dar dacă nu-i smerenie, dar ne amintim iarăși de cuvintele Domnului, dacă nu ne smerim ca un copilaș, să ne așteptăm să avem intrare în împărăția lui Dumnezeu. Să renunți la ceva ce ți-a plăcut, la ceva ce a fost orgoliul tău, la pretenția ta. Da, smerindu-te, nu o să mai fii nemulțumit, ești gata să renunți la orice, dar știți că oamenii mari nu renunță ușor? Eram la o părtășie cu niște frați cântăreți și unul din ei spune, încuiați, sunt la minte și ortodox și ăștia, li se predică în fiecare seară să renunțe la cruce și la icoane și zici că sunt legate de gâtul lor, nu le pot da jos, n-au o copci acolo să o desfac. Și când am văzut că e puțin superficial, am zis, frate, hai să-ți dau un exemplu. Zic, dumneata porți verighetă. Zic, uite, eu îți dovedesc din istorie că asta are origine vrăjitorească și oriunde au intrat verighetele, după aia au intrat toate auriturile. Nu mă pune lingura deoparte, spune, da, da, frate, da, da, și dirijorul poartă și stai liniștit, mâncă-ți mâncare, eu n-am clește să o scot de mână, patent să o tai, am vrut numai să-ți dau un exemplu. Atunci când e vorba să pun omul pocăința în practică, zici că ai pus jar pe el, ce? Nu-i smerit. Că dacă ar fi smerit, ar întreba, frate, rezolv și asta. Și ce mai trebuie? Și atunci nu ne-am încadrat noi ce-i păcat, ce nu-i păcat, după ce la noi în zonă și după ce în zodia noastră. Da, de unde? Apropo de medicina alternativă, asta e geamănă cu zodia. Da. Toate astea n-au de-a face cu Dumnezeu și cu lucrurile sfinte. Haideți să recapitulăm și ne oprim aici. Dragii mei, diavolul e suficient de șiret ca să ne provoace subtil cu lucruri cu care încercăm și ne obișnuim în zona noastră și în vremea noastră. Și v-am enumerat câteva păcate care deja aproape nu mai sunt considerate păcate. Au liberă trecere. Dar asta înseamnă că nu ne sunt notate nici de cum. Să ne cercetăm și sunt și alte criterii de a ne cerceta. Eu v-am dat numai două. Dragostea de Dumnezeu, care te face să respingi tot ceea ce aparține lumii și smerenia, proba adevărată a pocăinței. În smerenie nu există lucruri la care pleci supărat ca tânărul bogat, că asta nu fac. În smerenie devii ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu să aibă milă de noi, să se îndure și să ne ajute să trăim o viață fără păcat. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți. Amin.